God is sovereign over all. Dumnezeu, what does that mean to the way you live? Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile și cum influențează această suveranitate a Dumnezeu peste toate lucrurile modul în care trăiești tu? Now there are many places that we could go in the scriptures to demonstrate the sovereignty of God. Sunt multe locuri în Scriptură pe care le-am putea alege și locurile acestea să dovedească aspectele acestea legate de suveranitatea lui Dumnezeu. The scriptures tell us that God is in providential control of all things. Sunt foarte multe texte din Scriptură care vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. But sometimes the best way to see something is to see it in a story. Dar câteodată surprinzi cel mai bine anumite elemente în momentul în care vezi acele lucruri relatate într-o poveste. Daniel chapter 4 verses we're not going to read the whole chapter. We're just going to do the beginning and the end. Daniel capitolul 4, nu vom parcurge întreg capitolul, ne vom adresa mai mult începutului și sfârșitului acestui capitol. So, if you will begin by reading Daniel 4 verses 1 to 3. Vom începe să parcurgem capitolul acesta dând citire de la 1 la 3. Nebucadnețar împăratul, către toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă care locuiesc pe tot pământul, pacea să vă fie înmulțită. Mi s-a părut potrivit să vă povestesc semnele și minunile pe care le-a făcut față de mine Dumnezeul cel preanalt. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică, iar stăpânirea lui dăinuiește din generație în generație. Well, how do we get here to chapter 4? Cum? Care sunt lucrurile care se petrec înainte de capitolul 4 din Daniel? Well, first, we have Nebuchadnezzar, who was a conquering pagan king. În primul rând, îl regăsim pe Nebucadnețar, care este un împărat păgân, care cucerește mai multe națiuni. He had conquered most of the known world of his day. El cucerește cea mai mare parte a lumii cunoscute din vremea lui. Doing so, he had taken Israel captive. Și în momentul în care a cucerit toate națiunile acestea, a cucerit și pe Israel și l-a luat în captivitate, sau l-a dus în captivitate, în robie. And in taking Israel captive, he had brought Daniel as well as a number of other young promising leaders with him. Și în momentul în care a dus Israelul în această robie, a deportat împreună cu o grămadă de oameni din Israel, inclusiv pe Daniel. Nebuchadnezzar was one of the great Gentile kings of all time. Nebucadnețar a fost unul dintre cei mai renumiți împărați ai neamurilor din toate vremurile. But when he conquered Israel, he brought a humble captive with him, whose name was Daniel. Și în momentul în care a cucerit Israelul, a luat captiv sau rob pe unul dintre evrei pe nume Daniel. And Daniel, of course, is the one who wrote this book. Și Daniel este cel care a scris această carte. Daniel is not the one who wrote this letter that we have begun to read in chapter 4. Însă Daniel nu este cel care a scris această scrisoare pe care am citit-o sau care am început să-i dăm citire aici în capitolul 4. Now Daniel was originally a slave, a captive. Daniel era un sclav, era un rob pe care fusese luat de Nebucadnețar. But he had been marked out to become elevated as a leader in the kingdom. Însă a fost pus deoparte și era pregătit pentru a deveni unul dintre liderii acestei împărății babiloniene. Nebuchadnezzar had had a dream. Și Nebucadnețar a avut un vis. And his dream frightened him. Iar visul acesta l-a înspăimântat foarte tare. So he brought in all his fortune tellers and all his magicians and wise men to tell him what the dream meant. Și a adus pe toți ghicitorii și magicienii și oamenii înțelepți ai împărăției pentru a-i se spune semnificația visului. And Daniel
was finally brought in and given the opportunity to interpret the dream. Și în cele din urmă Daniel a fost adus și el și i s-a oferit această ocazie de a interpreta visul. And he was the only one who could. Și a fost singurul care a putut să facă lucrul acesta. As a result, Daniel and his three friends were elevated to positions of importance in the kingdom. Dar consecința acestui fapt a fost că Daniel împreună cu cei trei prieteni ai lui au fost înălțați în împărăția lui Nebucadnezar. Nebuchadnezzar raised up the image, had the image made that he had seen in his dream. Și timpul a trecut, iar Nebucadnezar a dat naștere acestui chip pe care el l-a văzut în visul lui. This was an image to himself. Și chipul acesta era un chip către el însuși sau al lui însuși. And when everyone was brought in to worship this image and therefore in effect worship Nebuchadnezzar. Și când toată lumea intra în prezența sau ajungea în prezența acestui chip, trebuia să îi se închine acestui chip, deci în consecință trebuia să îi se închine lui Nebucadnezar. Daniel's three friends refused and were thrown into the what we know as the fiery furnace. Și cei trei prieteni ai lui Daniel au refuzat să se închine și consecința sau rezultatul acestei lipse de respect și de neînchinare i-a dus pe cei trei în cuptorul aprins sau that furnace was actually where the gold was melted and before it was poured into the molds. Și cuptorul acesta era de fapt o parte a minei, era o zona în care era trecut, prin care era trecut aurul pentru a fi topit și a se face diverse obiecte. God had protected those three friends so that they were not burned in the fire. Și Dumnezeu i-a protejat pe acești trei pentru a nu arde în acest cuptor. And once again those friends were honored and elevated. Și încă o dată acești trei prieteni au fost înălțați și onorați pentru ceea ce au, pentru ceea ce s-a întâmplat. As time passed, Nebuchadnezzar had another dream. Timpul a trecut și Nebucadnezar a mai avut încă un vis. And in this dream there was a gigantic tree that was cut down to the earth. Și în visul acesta s-a făcut că era un copac înalt care a fost tăiat și făcut una cu pământul. And Nebuchadnezzar did not know what this dream meant. Dar Nebucadnezar nu înțelegea care era semnificația acestui vis. And so he brought in his magicians and his fortune tellers and all his wise men. And they could not tell him what it meant. Și din nou și-a dus toți magicienii și ghicitorii și oamenii înțelepți ai împărăției, dar niciunul dintre ei n-au putut să spună care era semnificația visului. Finally, Daniel was brought in and with God's help he interpreted the dream. În cele din urmă Daniel a fost adus și el în prezența împăratului și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a interpretat visul. And the interpretation of that dream was that Nebuchadnezzar was going to be cut down. Iar interpretarea visului acelui era tocmai faptul că Nebucadnezar urma să fie îndepărtat sau by a decree of God and through the watchers, then he was going to be judged. Printr-un decret al lui Dumnezeu și prin cei care aveau să ducă la îndeplinire acest decret, Nebucadnezar avea să fie judecat. God judged and dealt with Nebuchadnezzar. Și Dumnezeu l-a judecat pe omul acesta și l-a osândit. And so we have this letter that is written by Nebuchadnezzar to the peoples of the world. Și capitolul acesta conține această scrisoare pe care Nebucadnezar o scrie către lume. This letter was originally addressed not only to his own vast kingdom of Babylon, but to all peoples. Și această scrisoare nu a fost adresată doar celor care făceau parte din Imperiul Babilonian, ci tuturor oamenilor de pe fața pământului. And he uses a most unusual address, way of address. Modul în care se adresează este foarte ciudat.
from a king who had made war on most of the known world and conquered it, he wished them peace. De la împăratul care a fost în război cu toate neamurile și pe care le-a cucerit, acest împărat vă dorește vouă tuturor oamenilor de pretutindeni pace. And now not only did Nebuchadnezzar's letter go out to his world, but now it has come down through the ages into our world. Și această scrisoare nu doar că a ajuns să fie citită de toți oamenii din vremea aceea lui Nebucanețar, dar a ajuns să fie citită și în vremea noastră. Daniel took that letter that Nebuchadnezzar wrote and put it into the book of Daniel. We have it as chapter 4. Și Daniel a luat această scrisoare a lui Nebucanețar și a introdus-o în cartea pe care el a scris-o, Daniel, și este conținută aici în capitolul 4. So here is a letter confessing God's work of conversion. Și avem aici o scrisoare în care se mărturisește sau ni se vorbește despre modul în care Dumnezeu lucrează în acest proces de convertire. Verse 2, he says what is the purpose of this letter. În versetul 2 ne se spune care era scopul acestei scrisori. It was to proclaim God's great works. Scopul era să proclame, să vestească aceste minuni, semne mărețe, ale lucrări mărețe ale lui Dumnezeu. And he's very careful to distinguish the Most High God from all of the gods and idols of the Babylon panoply. Și el face o diferență atentă, diferențiază pe Dumnezeu, îl pune în contrast cu toți ceilalți Dumnezei sau zei ai lui Babilon. The letter is a testimony to the one and true, the Most High God. Și scrisoarea aceasta este o relatare sau o mărturie cu privire la acest Dumnezeu preanalt. And he's going to show the signs and wonders that this God has done, the true God has done. Și el va povesti despre aceste semne și minuni pe care tocmai acest Dumnezeu preanalt le-a făcut. And he wants to declare God's sovereign rule, verse 3. Și în versetul 3 vedem că el sau intenția lui Nebucanețar a fost să declare această suveranitate a lui Dumnezeu. Now here is Nebuchadnezzar, the ruler of most of the, at least the Middle East of his day. Îl regăsim aici pe Nebucanețar, care era un împărat peste un întreg imperiu, imperiu care acopera cel puțin Asia Asia Mică, minor. Okay. And as Orientul Mijlociu, asta era, da. As a king, the greatest testimony to God's work is for him to acknowledge the ultimate deity and sovereignty of God. Și pentru el era important ca să identifice tocmai această divinitate și suveranitate a Dumnezeului acestuia preanalt. You see, for in Babylon, the king, and particularly Nebuchadnezzar, was worshipped as a god. În Babilon, Nebucanețar, împăratul, de obicei, era considerat asemenea unui zeu și de foarte multe ori se aducea închinare. Now, sau de fiecare dată se aducea. Remember that this letter is written after God had judged him. Și aduceți-vă aminte că această scrisoare a fost scrisă după ce Dumnezeu l-a judecat pe Nebucanețar. And it's likely that the world knew that something had happened to him. Și se prea poate ca lumea întreagă să fi știut că ceva i s-a întâmplat lui Nebucanețar. And in writing this letter, he gives the history of what happened. Și în momentul în care apare această scrisoare a Nebucanețar, el oferă întreaga relatare cu privire la ceea ce s-a întâmplat de fapt. He relates that one day after he had had the dream, he's walking out on the walls of his palace.
El povestește despre acea zi în care a ieșit pe la plimbare și vedea toate zidurile mărețe ale palatului său. And he looks out over Babylon and thinks of all that he has accomplished. Și de pe balconul lui se uită și vede întreaga împărăție și își dă seama toate lucrurile pe care el a reușit să le realizeze. He was conqueror of most of the world. El cucerise aproape toată lumea care era cunoscută în vremea aia. Babylon had things in it as a city that are admired even to this day. Și Babilon în structura lui ca și oraș avea o grămadă de lucruri care sunt admirate chiar și în vremea noastră, în momentul în care sunt descoperite. He was admired, he was feared, and he was worshipped. El era admirat de oameni, era oamenii se temeau de el și se închinau. And his heart was lifted up in pride. Și inima i s-a umplut de mândrie. He thought he was what everybody said he was. El s-a gândit la un moment dat că de fapt este tot ceea ce oamenii spun că el este. And he viewed himself as a god, as divine. Și s-a privit pe sine ca și divin, ca Dumnezeu. God heard the pride of his heart. Și Dumnezeu a auzit mândria inimii lui. And Nebuchadnezzar says that the Most High God struck him down. Și Nebucanețar povestește că Dumnezeu este cel care l-a făcut una cu pământul. And he became like a beast. Și a devenit asemenea unui animal. He wandered around in his gardens and the dew settled on his back. El a început să umble ca un animal prin grădinile lui și roa cerului a căzut pe spatele, pe spinarea lui. He had his fingernails grew out like claws. Și unghiile s-au făcut asemenea ghearelor de animale. And his hair grew out like feathers of a bird. Și părul i-a crescut asemenea unor pene de păsări. He was grazing in the grass like an ox. Și se tăvălea prin iarbă asemenea unei vite. Now, all over the city walls and temples of Babylon were images of beasts. Peste tot în contextul acesta din Babilon, pe diverse ziduri erau imagini sau chipuri ale zeităților. These were their gods and idols. Și toate aceste imagini erau idoli și dumnezeii Babilonului. Great claws. Aceștia aveau ghiare foarte mari. And most of them were winged, had wings. Și majoritatea dintre imaginile acestea aveau aripi. God made Nebuchadnezzar to be like the images the Babylonians worshiped. Și Dumnezeu l-a făcut pe Nebucanețar să arate asemenea acestor zeități cărora Nebucanețarii se închina. And Nebuchadnezzar says he lost his sanity, his reason. Și Nebucanețar povestește despre perioada aia și spune că nu mai avea niciun pic de logică, de rațiune în ceea ce făcea. Daniel, in the letter he relates that seven times, in other words, seven seasons passed. El povestește și spune că toate acestea s-au întâmplat timp de șapte cicluri sau șapte anotimpuri. For seven, at least for 7 years, there's a possibility that it was 49 years, but at least for 7 years. Există posibilitatea să fi fost de fapt 49 de ani, ciclul acesta să fi fost ciclul a 7 ani, dar cu siguranță vorbim despre 7 ani. From the height and the pinnacle of power. Nebuchadnezzar. Yeah, Nebuchadnezzar, from the height and the pinnacle of power, God struck him down to grazing in the grass. Nebuchadnezzar este făcut una cu pământul, distrus de Dumnezeu, de la cel mai înalt și faimos loc în care se afla și a dus în cea mai umilă poziție. And then God sovereignly moved to restore Nebuchadnezzar. Și apoi Dumnezeu lucrează în suveranitatea lui într-un fel în care să-l restaureze, să-l readucă pe Nebucanețar în poziția de altă dată. His restoration was totally of God's will. Și restaurarea lui a fost în totalitate voia lui Dumnezeu. Was God's work and God's doing. Și a fost lucrarea și acțiunea lui Dumnezeu. How do we know that?
Cum știm noi lucrurile astea? Well, because Nebuchadnezzar says so in verses 34 and 35. Pentru că în versetele 34-35 din capitolul 4 Nebucadnețar afirmă asta. Now, between these verses, oh, about 10 to about 33, it is not written in the first person. In other words, it's written about Nebuchadnezzar because he has no reason, right? He's lost his mind. Modul în care se scrie de la versetul 10 până undeva la 34 este la persoana a treia. E ca și cum persoana nu povestește despre ea însăși, ci vorbește despre cineva. Și se pare că motivul pentru care avem formularea aceasta gramaticală este tocmai pentru că Nebucadnețar înnebunise. The implication here is that Nebuchadnezzar, while he was struck down, was not aware. He doesn't remember. Someone had to tell him afterwards what had happened. Se prea poate ca în Nebucadnețar să nu fi fost conștient de toate lucrurile care i s-au întâmplat și mai târziu cineva să-i fi povestit toate lucrurile care se consumaseră. But in verses 34 to 35, we have him relate his conversion. Însă în 34 și 35, în versetele acestea, el ne vorbește despre convertirea lui. And he does so as a public declaration of God's great sovereignty. Și el face lucrul acesta declarând în mod public despre suveranitatea lui Dumnezeu. Listen to verses 34 and 35. Hai să citim versetele 34 și 35. Când s-au împlinit zilele, eu, Nebucadnețar, mi-am ridicat ochii spre cer și mi-am recăpătat judecata. L-am binecuvântat pe cel preanalt, l-am lăudat și l-am slăvit pe cel veșnic viu. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, iar împărăția lui dăinuiește din generație în generație. Toți locuitorii pământului sunt socotiți ca un nimic. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Nu există nimeni care să-l poată opri sau care să-i poată zice ce faci. And so here is first the return of his true sanity. Vedem în primul rând faptul că își recapătă judecata, simțirile, modul de a raționa. God gave him his mind back. Dumnezeu i-a oferit mintea înapoi. His rebellion and pride had led to insanity. Răzvrătirea și mândria lui l-au dus la nebunie. His rebellion and pride had brought about the terrible conditions of his humiliation. Răzvrătirea și mândria au dus la acea umilire groasnică din partea lui Dumnezeu. So God gave him his mind back. Așa că Dumnezeu i-a oferit înapoi mintea. And he begins to worship the true God. Și în momentul în care Dumnezeu i-a oferit mintea asta înapoi, el a început să îi se închine lui. Once again, he uses a clear identifier that this is not just a God, but this is the one and only most high God. Din nou, el identifică pe acest Dumnezeu. Nu vorbește așa într-un mod abstract, ci spune Dumnezeu cel preanalt este cel care a făcut toate lucrurile acestea. He is the true God. El este adevăratul Dumnezeu. He is the most high. El este cel preanalt. And he is the one who lives forever. El este cel care dăinuiește pentru totdeauna. This is who the true God is. Acesta este adevăratul Dumnezeu, zice el. And he gives true worship and blessing and praise and honor. Și într-un astfel de context el oferă închinare și cinste adevărat așa cum îi se cuvine lui Dumnezeu. And he expresses his true submission, verse 34. Și își declară supunerea totală înaintea lui Dumnezeu, vedem asta în versetul 34. He recognizes God's personal sovereignty, his dominion over all. El recunoaște suveranitatea personală a lui Dumnezeu, modul în care el stăpânește peste toate. And he recognizes that he himself is a subject within God's kingdom. Și de asemenea recunoaște că
El însuși este un supus în această domnie sau stăpânire a lui Dumnezeu. So he has been given his sanity back. Așa că îi se dă înapoi judecata. He responds in true worship. Răspunde lui Dumnezeu închinându-se într-un mod autentic. And even as king over all, he is under God's, he is in submission to the true God. Și ca și împărat, el este supus în totalitate adevăratului Dumnezeu. Then in verse 35, he expresses what I call true doctrine. Iar în versetul 35, el exprimă în cuvintele sale ceea ce eu numesc doctrină adevărată, curată. And he first expresses the low condition of humanity. El vorbește în primul rând despre condiția josnică sau de jos a umanității. All of the inhabitants of the earth are as nothing to him, and he includes himself. Toți locuitorii pământului sunt socotiți ca un nimic înaintea lui și aici se include pe sine când face această afirmație. And in verse 35, he also acknowledges the sovereign freedom of God. Și în același timp, el recunoaște libertatea suverană a lui Dumnezeu. God is free to do anything he wants. Of course, he is always going to do what's in line with his character. Dumnezeu este liber să facă ceea ce vrea, când vrea, și toate lucrurile pe care le face se alinează, sunt în conformitate cu caracterul lui. He says he does according to his own will. Tot ceea ce el face, face în conformitate cu voia lui. He does so among the inhabitants of the heavens and among the inhabitants of the earth. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. So he recognizes the low condition of humanity. Așa că vede această condiție josnică, de jos, a umanității. He recognizes the sovereign freedom of God. Afirmă această suveranitate liberă a lui Dumnezeu, că poate să facă ce vrea. And he acknowledges the omnipotent power of God. Și de asemenea vorbește despre această putere omnipotentă, faptul că Dumnezeu poate să facă orice vrea. Who can stop the hand of God from doing what God wants to do? Cine poate să îl oprească pe Dumnezeu sau mâna lui Dumnezeu să facă ceea ce el vrea să facă? And so in this, Nebuchadnezzar acknowledges three important aspects of the sovereignty of God. Așa că în declarația aceasta vedem că Nebucanețar subliniază trei aspecte ale acestei lucrări suverane ale lui Dumnezeu. First, the sovereignty of God means that God is not constrained to do what he does by anything outside of himself. He is free to act as he chooses. În primul rând, Dumnezeu nu este constrâns de nimic din afara lui în a face ceva, adică Dumnezeu face ceea ce vrea fără a fi condiționat de cineva din afară. The second thing that he is acknowledging is that God is the king over the universe. Al doilea aspect pe care el îl subliniază este că Dumnezeu este regele lumii. All that exists is under God's dominion. Tot ceea ce există este sub domnia sau sub stăpânirea lui Dumnezeu, tocmai pentru că el este împărat. And there are kingdoms in this world that are huge and powerful. Și vedem în lumea aceasta împărății care sunt mari și care au multă autoritate. God raises up and takes down kings and kingdoms. Și cu toate acestea, Dumnezeu este cel care ridică împărății și apoi le distruge sau face să dispară aceste împărății. But God is the king over the universe. Pentru că El este regele care stăpânește peste univers. So we talk about the sovereignty of God, we talk about God's freedom to act as he chooses. Deci când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, vorbim despre faptul că el este liber și poate să facă ce vrea. We are talking about his being
the king and having dominion over all things. Vorbim despre faptul că el este rege și este stăpân peste toate lucrurile. And then the third aspect is his omnipotence. Și apoi cel de-al treilea aspect este omnipotența lui. He is not only has the authority over all things, but he has the power to do anything he chooses. El nu doar că are autoritate peste toate lucrurile, dar el poate să facă tot ceea ce vrea el peste orice lucru. Now read verses 36 and 37. Citim 36 și 37. Atunci mi-am recăpătat judecata și mi-au fost date înapoi gloria împărăției mele, mărăția și strălucirea mea. Sfernicii și nobilii mei m-au căutat din nou și am fost pus iarăși la conducerea împărăției mele, iar mărăția dinainte a sporit și mai mult. Acum dar eu, Nebucanețar, îl laud, îl înalt și îl slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să-i smerească pe cei ce umblă cu mândrie. So God restored him to his majesty and his greatness. Și Dumnezeu îl restaurează, îl aduce înapoi, îi oferă înapoi gloria și măreția de care dispunea înainte. So this crazy man has now become the king again. Și acum bărbatul ăsta care nu era în toate mințile, nebun, a devenit din nou împărat. And people are wondering, so what happened to him? Și cu siguranță că oamenii se întrebau, dar ce s-a întâmplat cu el? The history outside of the Bible tells us there was a period where Nebuchadnezzar disappeared from public view. Istoria din afara contextului Bibliei ne vorbește despre faptul că Nebucanețar a dispărut din viața publică pentru o anumită perioadă de timp. The kingdom was run by those who were under him. Și împărăția a fost condusă în această perioadă de cei care erau supuși sau erau administratori ai lui. Then there he suddenly appears as ruling over again. He's back in the public eye, as we say. Și dintr-o dată reapare pe scenă și apare din nou în acest context public. Now, for our study, verse 37 is probably one of the most important. În ceea ce privește studiul nostru cu privire la providența sau suveranitatea lui Dumnezeu, versetul 36 este unul dintre cele mai importante versete. Here is a statement of faith from one of the greatest Gentile kings ever. Avem aici o afirmație făcută cu credință sau în credință de unii dintre cei mai renumiți sau puternici împărați care au existat vreodată. Did you realize that it is likely, given what we have in the scriptures, that Nebuchadnezzar was a believer? Became a believer. Vă imaginați că Nebucanețar, cel puțin din lucrurile care ni se descriu în scriptură, se poate ca Nebucanețar să fi devenit un credincios? So he praises and extols and honors the King of Heaven. Și îl laudă și îl înalță, îl preamărește pe regele regilor. And so he recognizes the kingship of the great of the true God. Și el recunoaște acest drept de a împărăți a adevăratului Dumnezeu. And secondly, he humbles himself and says that what God does is right and just. Și în al doilea rând, el se smerește înainte acestui Dumnezeu și afirmă că tot ceea ce el face este corect și drept. It was right and just for God to strike Nebuchadnezzar down. A fost corect și drept ca Dumnezeu să-l distrugă pe Nebucanețar. And it was right for God to raise him back up. Și a fost corect și drept că Dumnezeu a considerat să-l readucă pe Nebucanețar într-o poziție de conducere. Then he acknowledges the power of God. Și apoi el afirmă puterea lui Dumnezeu. Because those who walk in pride, he is able to humble. Și el spune că toți cei care umblă cu o inimă mândră sau în mândrie, Dumnezeu e capabil, în stare să-i dărâme.
Now none of us are Nebuchadnezzar. Acum, niciunul dintre noi nu suntem asemenea lui Nebucanețar. We live in a different age. Trăim într-o în perioade, în vremuri diferite. We live in a different world. Trăim în lumi diferite. And yet what Nebuchadnezzar acknowledges is true today. Și cu toate acestea, toate aceste afirmații sau lucruri pe care le recunoaște Nebucanețar înaintea lui Dumnezeu sunt adevărate și astăzi. God of the Bible is different from all other so-called gods and idols. Dumnezeul Bibliei este cu totul diferit față de toți ceilalți idoli și așa numiți Dumnezei. He is in fact sovereign over all. De fapt, el este suveran peste toate lucrurile. He has authority over all. El are autoritate peste toate lucrurile. He has the freedom to do what he chooses. El are libertatea de a face tot ceea ce vrea. And he has the power to accomplish what he sets out to do. Și el are puterea de a duce la îndeplinire tot ceea ce plănuiește să facă. Well, and notice here that as Daniel records this letter, he has confidence in both the messenger and in the message. Observați că în momentul în care avem relatate toate aceste lucruri, Daniel are încredere atât în mesagerul sau cel care transmite lucrurile astea, cât și în mesajul transmis. There is praise and worship to the sovereign most high God over all the universe. Avem laudă și închinare care se aduce singurului Dumnezeu adevărat din întregul universul. Now what does this mean for us? Ce înseamnă lucrurile astea pentru noi? Well, it means that being a Christian, we should acknowledge the lordship of Christ. Înseamnă că noi ca și creștini trebuie să recunoaștem și să vedem acest drept de împărat pe care Dumnezeu îl are asupra întregului pământ. I want you to listen to me carefully. Vreau să mă ascult. Vreau să mă ascultați cu atenție și Nicu să mă traducă cu atenție. There are Christians who deny that God controls everything. Sunt creștini care neagă faptul că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Okay. But no one who denies that God has authority overall can be claimed to be a Christian. Însă, would you say that again, please? I don't want to miss it. That's what I'm. No one who denies that God has authority overall can claim to be a Christian. I'm distinguishing between control and authority. Însă, nimeni dintre cei care afirmă că Dumnezeu nu are autoritate peste toate lucrurile, nimeni dintre cei care afirmă lucrurile astea nu pot să afirme în același timp că sunt și credincioși. Cu alte cuvinte, nu se poate să fii credincios și să afirm că Dumnezeu nu are autoritate peste toate lucrurile. E diferență între autoritate și a controla toate lucrurile, da? Christians all agree that God is Lord. Creștinii toți sunt de acord cu faptul acesta că Dumnezeu este Domn. But not all Christians agree that God is controlling all things. Însă nu toți creștinii sunt de acord cu faptul că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Now I believe that the Bible teaches that God has the power, authority and the freedom to control all things. Și eu cred că Biblia ne învață că Dumnezeu are puterea, autoritatea și libertatea de a face toate lucrurile. I'm saying that if you do not bow to Jesus as sovereign Lord, you have not really believed the gospel and its call to believe and bow. Deci dacă nu te supui în întregime acestei suveranități ale lui Dumnezeu, înseamnă de fapt că niciodată nu ai fost născut din nou sau nu te-ai plecat înaintea lui Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor. We regularly quote Romans 10, 9 and 10 when we are talking to someone about being saved. De foarte multe ori când vorbim cu cineva despre Evanghelie, folosim textul acela din Romani 10, 9 și 10. We must
acknowledge or confess that Jesus has been raised from the dead. Trebuie să mărturisim cu gura noastră că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. All that it is involved in the gospel. Că tot ceea ce este implicat în Evanghelie. And we must acknowledge that Jesus is Lord. Și trebuie să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. That is, you must submit to his authority. Și asta înseamnă să te supui autorității lui. If God is sovereign over all. Dacă Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. That is, he has the authority and power and control over all. Adică are autoritatea, controlul și puterea peste toate lucrurile. What does this mean for your Christian life? Care sunt implicațiile tuturor acestor lucruri cu viața ta creștină? Well, that's what our study is going to be about. Și despre asta va fi studiul nostru din această săptămână. Some aspects of our Christian life and think about how God's providence and sovereignty affects it. Să explorăm anumite aspecte ale vieții noastre de creștini, de credință, și vom vedea care sunt implicațiile providenței și suveranității lui Dumnezeu tocmai în aceste domenii ale vieții noastre de credință. We are planning two different sessions in which men are going to meet with me and the ladies are going to meet with my wife Esther. Și de asemenea am luat în calcul să avem și aceste două întâlniri separate în care eu mă voi întâlni cu bărbații, iar Esther o să se întâlnească cu fetele. And we're going to be addressing particular issues for men and particular issues from women from the scriptures as it relates to the sovereignty of God. Și vom atinge diverse aspecte specifice care implică suveranitatea lui Dumnezeu folosind scriptura. What does the providence of God mean for troubling times? Ce înseamnă providența lui Dumnezeu în vremuri dificile? And what does it mean for difficult relationships? Ce înseamnă providența lui Dumnezeu în contextul relațiilor dificile? Okay? Now, we have a limited number of sessions and a great big Bible, so I'm having to pick some particular portions of scripture to look at. Avem sesiuni limitate în săptămâna aceasta și texte din scriptură nelimitate, așa că va trebui să alegem cu grijă și am ales cu grijă doar anumite elemente din scriptură. Choosing scriptures in which the people in them or the people writing about them are interacting with God's sovereign providential will as it's unfolded in their life. Și am ales anumite versete din Biblie în care fie personajele despre care se vorbește, fie personajele care vorbesc în aceste contexte, se relaționează sau relatează despre providența suverană a lui Dumnezeu în voia lui. I wanted to say exactly your words, but it was kind of hard to say that. Okay. His providential sovereign in his will, what was it? As it's carried out in their lives. Deci această providență suverană a lui Dumnezeu, a voie providențială a lui Dumnezeu în viața noastră de credință. And I forgot what I was going to say. Și am uitat și eu ce vreau să spun. It is my hope that this study will increase your faith. Și speranța mea, nădejdea mea că aceste studii pe care le vom face împreună vă va zidi credința, vă va ajuta în umblarea voastră. Impart grace to your heart. Și vă va oferi har inimilor voastre. And that you will be better able to glorify God in the daily struggles we all face. Și vei fi mai pregătit să-i dai slavă lui Dumnezeu în toate momentele dificile cu care ne confruntăm zi de zi fiecare dintre noi. God is in charge of the world. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor din lume.